Bet bom pa se hvala kako počim pri peti ne. Pa pa bi se še nekaj časa. Sigur că eu sunt, cum a spus și dumneavoastră, de acasă, cum să spun așa. Mă leagă multe lucruri, și prin prisma trecuților care am avut de anul trecut. Ca prim-ministru, ca președinte de senat, ca adjunct în finanțe. Deci tot timpul am fost într-o relație permanentă cu instituțiile de Republica Moldova. Mi-aduc aminte, chiar începusem un program de cooperare, în păcate, la un moment dat, firmul s-a cam rupt și am stagnat o perioadă de timp. Important este că s-a trecut, practic, peste toate aceste lucruri și de când te-am urmărit și urmăresc cu atenție, cam din la începutul 2010, lucrurile s-au schimbat, relațiile au intrat din nou în normalitate, așa cum e putea să fie. Între două state vecine, cu afinități de limbă, cultură, tradiții, ne-a bucurat și ne bucură mult că s-a trecut peste un moment destul de dificil. Așteptam cu nerăbdare investirea guvernului. Iată că s-a realizat, felicitări, a fost un lucru bun. Sper să reușească să păstreze stabilitatea parlamentară pentru susținere o anumită perioadă până la alegeri, ar fi un lucru minunat. Asta va da semnalul pentru finalizarea ceea ce dumneavoastră ați început legată de integrarea europeană. Și eu sper că rapid se va face și parafarea punctului de asociere. La un interval de 2 ani de zile, cam așa, semnarea acordului, ceea ce ar însemna un lucru excepțional. Sigur că în toată această acțiune nu trebuie să vă spun. Mă rog să mizați pe toate instituțiile statului România, președinție, guvern,
inclusiv curte de conturi, care deja a început o acțiune cu colegii de la Curtea de Conturi ale Republicii Moldova, a spune o dezvoltare intensivă a relațiilor bilaterale, cu planuri de acțiune, deja semnăm un plan de acțiune de acțiuni pe 2 ani de zile, abordăm deja subiecte de interes deosebit, care înseamnă un schimb reciproc de experiență în diferite domenii ale auditului și controlului, încercăm utilizarea banului public. Însă, azi am și făcut o prezentare a celor două curți și probleme legate de internet. Și eu am explicat și din experiența noastră și doamna vicepreședintele Pascalov. Suntem de 5 ani, am preluat curtea de statului și chiar am acum și noi probleme. Și le știți foarte bine. Legat de coabitare, de probleme, de suspendarea președintelui, au fost